Sunt puțin rolul de deschizător de drumuri la conferința de presă, atât cum altceva de mulțumește. Nu o fac din complezență, efortul a fost uriaș. Domnul ministru a venit, eu am propus o strategie să discutăm cu fiecare primar și fiecare spital în parte. A acchiesat din prima la această propunere și a fost o discuție extrem de consistentă cu fiecare tandem, să spun așa, în parte. Și am să fac eu un scurt rezumat cu mesajul pentru fiecare UAT și fiecare manager, care l-au și auzit din partea Ministerului, după care doamna ministru va prezenta probabil problema și la nivel național și la nivel regional. Noi, practic, acum începem să... lucru care l-am mai subliniat noi aici la o dezbatere. Începem să dezbatem o inițiativă a Ministrului Sănătății din decembrie 2016, domnul Voiculescu. Pentru că trebuie spus adevărul încet, încet și să ieșim din această paradigmă, că vezi, doamne, actualul guvern, actualul partid de guvernământ, actuala coaliție, Ministerul Sănătății s-au apucat de tăiat 4 de spitale în regiunea Nord-Est. Am început cu Buhuș, a fost domnul primar și domnul manager. La Buhuș au venit cu un plan de reorganizare. Va rămâne spital orășenesc, nu va deveni policlinică. Dacă vor respecta discuția pe care au avut-o cu doamna ministru. Respecta discuția înseamnă să înainteze propunerea de reorganizare până luni marți, înțeleg la ministru. A urmat Comăneștiu, cei care sunteți din Bacău știți foarte bine că este un caz aparte, dar în ghilimele. La Comănești, i-am spus și la Iași, i-am spus și aici la Bacău, că dacă nu se apucă de lucrat cu pixul pe hârtie, în forma în care sunt astăzi, mai devreme sau mai târziu, se închid de la sine, se vor izbi prima dată la contractul cu Casa de Sănătate. Din păcate, abordarea la Comănești, o cunoașteți cu toții, este aceeași care a existat și la devictimizare, și la deșeuri, și la fondurile europene pe deșeuri, pe apă, canal, de tip, astăzi n-am mai spus că lichidăm, noi cei de la Bacău, a spus că indiferent ce va fi, va merge cu țigara aprinsă pe sub apă. Ăsta e genul de abordare. După Comănești a urmat, în totală antiteză, dacă pot să spun așa, Spitalul Mâinești cu domnul primar de la Mâinești, domnul manager Cătăleț. Poate nu e lipsit de importanță faptul că Mâineștiul are manager de aproape 20 de ani, iar la Comănești managerul se schimbă din 6 în 6 luni. Și astăzi n-au venit cu nicio propunere, au venit doar cu vorbe, cu presupuneri și cu trenduri. Doamna directoare de acolo anticipa niște trenduri în zonă, medicale. Cam asta era pregătirea Comăneștiului. Deci dacă nu vor umbla cu pixul pe hârtie și rămân ca astăzi, de la sine, într-un interval de timp mediu, acel spital riscă să se închidă. Oneștiu cu doamna manager și cu domnul primar Gnatiuc, un material bine pregătit și nu se discută nici la Onești de tăieri de paturi, pierderi de paturi, ci rentabilizare și reconfigurare în funcție de necesitățile pacienților din zonă. Bacău cu spitalul TBC și acolo nu se vorbește de reducere sau de scădere de număr de paturi sau nu va apărea așa ceva cum este în master planul de sănătate, ci va fi tot o reconversie a paturilor în funcție de cerințele pacienților. S-a discutat și subiectul de la maternitate. Știți foarte bine că în municipiul Bacău, pe o propunere de optimizare și eficientizare la maternitate, s-a riscat o întreagă dezbatere destul de tabloidizată, dacă pot să-i spun așa. Din păcate, pentru cei care protestau, poziția managerului și chiar și a ministerului, după ce au analizat cifrele, este în sensul optimizării și eficientizării. Mai puțin cu... trebuie să dispară acele mesaje care le aruncau, că sacrificăm copiii, că pleacă medici acasă, că devenim maternitate de tip orășenesc sau de rang orășenesc, fel de fel de minciuni fluturate, tocmai pentru a bloca această inițiativă, idee de optimizare și eficientizare la maternitate. Cam asta a fost, pe scurt, rezumatul.
să preia cuvântul doamna ministru Sorina Pintea, care îi mulțumesc pentru efortul depus astăzi și după care întrebările dumneavoastră sunt convins că vor fi foarte punctuale și bine țintite. Sper să ne încadrăm până în ora 13, pentru că dânsa trebuie să meargă și în județul Neamț. Tot pentru o dezbatere bob cu bob, ca să spun așa. Mulțumesc! Bună ziua, bine v-am găsit! Mărturisesc că încă de la bun început am fost oarecum neplăcut surprinsă vis-a-vis de reacțiile care au fost de discuțiile pe draftul master planului în sănătate. Pentru că este un draft tehnic care trebuia analizat, discutat și fiecare spital să vină cu o propunere de eficientizare, dar nu în sensul, în stricto senso al cuvântului eficientizare, ci în a oferi serviciile medicale de care populația are nevoie cu adevărat. Am avut astăzi discuții cu fiecare manager de spital în parte, cu fiecare primar, astfel încât concluzia finală a fost următoarea. Nu se taie niciun pat, nu s-a pus niciodată problema tăierii de paturi, ci a reconversiei acestora. Și mi-aș permite să vă dau câteva exemple. O secție este analizată după câțiva indicatori pe care nu România i-a inventat, care există în sistemele de sănătate și acești indicatori sunt indicele de utilizare a paturilor, durata medie de spitalizare, indicele de complexitate a cazurilor. Acolo unde indicele de utilizare a paturilor este sub un nivel optim, adică 80%, se pune problema reconversiei, adică a trecerii paturilor pe o altă secție care are cu adevărat nevoie de aceste paturi. Și să vă dau un exemplu de la Comănești, pentru că a fost discuția cea mai furtunoasă și eu am fost neplăcut surprinsă de faptul că nu s-a înțeles exact ce dorim. Secția de chirurgie, compartimentul de chirurgie, are 15 paturi. Este utilizat în proporție de 24%. Asta înseamnă că 20 de zile din 30, paturile nu sunt ocupate. Și atunci ce concluzie putem să tragem? Că populația are nevoie de acele servicii medicale? Nu. Nu are nevoie. Și atunci am propus să transformăm din 15 paturi de chirurgie, 5 paturi în spitalizare de zi chirurgie. Că poate pacientul care se operează la Bacău, nu mai vine la Bacău să-și scoată firele, stă la Comănești să fie pansat, să-și scoată firele și să fie observat în continuare. Mai departe. Avem la cardiologie, avem 10 paturi, 38% grad de utilizare. Asta înseamnă că 15 zile paturile sunt goale. Și am propus să le transformăm 5 paturi în spitalizare de zi, astfel încât pacientul care vine la Comănești să poată în spitalizare de zi să-și facă analizele, să-și pună un holter de tensiune, să poată fi urmărit din acest punct de vedere. Pentru că sunt cazuri mai complicate care vin, de exemplu, la Bacău. Asta era, de fapt, ideea acestei discuții pe master plan. În master plan nu se vorbește de închidere de spitale, se vorbește de reconversie și transformare pe baza unor indicatori din 2015, pe care eu, în calitate de ministru al sănătății, nu puteam să iau în serios, dar nici nu puteam să nu discut cu fiecare spital în parte. S-a mai discutat acest master plan în 19 iulie 2017 și au fost prezenți, inclusiv din județul Bacău, oameni la aceste discuții. Am fost și eu în calitate de manager la Cluj, dar eu poate am fost printre puținii care a înțeles că trebuie să eficientizăm activitatea și v-am spus în sensul de a acorda serviciile medicale de care populația are cu adevărat nevoie. Am discutat și cu medici din cadrul maternității din Bacău, pentru că mi-au ajuns la minister câteva memorii. Eu mărturisesc că n-am avut nicio discuție cu managerul înainte să vin aici, pur și simplu am luat datele pe baza cărora se decontează serviciile medicale și am făcut o analiză foarte clară. Deci aici, din numărul de paturi, 50% se utilizează. Asta înseamnă că o jumătate de lună paturile alea sunt goale. Dar avem un indice de utilizare peste normal la medicină internă, la nefrologie, în alte secții care chiar au nevoie. Și am să intru puțin în discuțiile tehnice să înțelegeți paturile de acuți, adică practic urgențele, au un indice de utilizare
ideal de 290 din 365. Asta înseamnă că 290 de zile, este bine ca aceste 4 să fie ocupate din 365, restul zilelor se igienizează, se pun la punct saloanele. La cronici, adică în secțiile de recuperare, indicele de utilizare optim este 320, adică 320 de zile este bine ca aceste 4 să fie ocupate. Mai departe, fiecare manager de spital are un contract care are la bază niște indicatori. Fiecare șef de secție are la bază un contract de administrare, a semnat un contract de administrare cu managerul pe niște indicatori, prin care îi se repartizează bugete și alte lucruri, pentru că până la urmă nu putem face sănătate fără bani. Am rămas surprinsă că medici m-au întrebat, dar noi mi-au spus că n-au fost informați. Zic, îmi pare rău. Aveți contracte de administrare? Vi s-a spus în cadrul secției care este situația? Deci, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Noi trebuie să oferim populației serviciile de care au nevoie. Pe același număr de paturi care nu se vor tăia, în acele spitale care nu se vor închide, dar foarte eficient și exact țintit. Ce au nevoie? Este foarte ciudat că s-a discutat despre închiderea de spitale, pentru că Ministerul Sănătății anul trecut a finanțat spitale din Bacău, spitalul din Buhuș, spitalul din Onești. Deci nu poți să închizi ce ai finanțat anul trecut, doar să eficientizezi. Despre asta discutăm. Am analizat toți indicatorii care au fost prezentați de spital, am discutat planuri de reconversie. Spre marea mea surprindere și plăcută, au fost manageri care au înțeles foarte clar, repet, cu Comăneștiul a fost foarte greu, dar eu sunt convinsă că după discuția de astăzi și domnul primar și doamna manager au înțeles foarte clar că nu dorim să închidem spitalul, ci dorim să-l eficientizăm, în sensul în care v-am spus. Aceste masterplanuri sunt și condiționalități ex-ante pentru obținerea de fonduri europene și este foarte clar că suntem interesați în a atrage aceste fonduri, dar avem niște condiții și zic eu condiții foarte clare. Tot mă pot abține să vă mai dau un exemplu. Există spital care are 120 de paturi și declară că are 71 de medici. Normarea în România și în Europa este un medic la 5 paturi. Mi se spune, sunt foarte mulți rezidenți, zic rezidenți pe post, care probabil nu o să vină și probabil că se vor transfera la alte spitale, adică vor masca un concurs. Dar eu mă întreb cine le-a aprobat acestor spitale să aibă un număr atât de mare de posturi scoase pentru rezidențiat. Și am rămas surprinsă, Direcția de Sănătate Publică, care ar fi trebuit să facă o analiză a nevoii de servicii medicale și pe care din păcate n-am făcut-o. Și ajungem și la motivul pentru care am schimbat conducerea Direcției de Sănătate Publică. Deci, aș vrea să rețineți din tot ce am spus, că nu închidem spitale, nu tăiem paturi, nici măcar unul, ci le eficientizăm în sensul de a oferi serviciile medicale de care populația are nevoie. Eu, chestiune mai vreau să completez una. Știți că am fost contemporan cu tăieri de paturi în județul Bacău, în calitate de președinte de CJ și închidere de spitale. Vă amintiți că atunci s-a întâmplat de azi pe mâine. Și pe vremea guvernului Boc și pe vremea guvernului Cioloș. Acum asistăm la o dezbatere. Cât va mai dura ea, nu știm. Dar e clar că sunt, cu excepția Comăneștiului, ceilalți sunt pregătiți să se reorganizeze, să se optimizeze și eficientizeze. Aș mai... Apropo de maternitate, ce îmi spuneau cei de la Ministerul Sănătății. Deși recunoaștem cu toții că investițiile în spitale din partea autorităților locale au fost majore în ultimii ani, salariile medicilor au crescut, pe orice măsurătoare, indicele de satisfacție al pacientului este în scădere. Foarte scăzut. Foarte scăzut. Asta este un indicator care trebuie să-i pună pe gânduri, în primul rând, pe cei care mai protestează așa în timpul serviciului, în halate, pe treptele spitalului. Eu zic că poate să o facă, dar să nu o facă în interiorul spitalului, să o facă în afara programului, cu autorizație, frumos, chiar în fața la prefectură, și vedem atunci dacă chiar au susținerea publică pe care o presupun. Eu zic că să fie mai rezervați atunci când vin propuneri de, repet, optimizare și eficientizare. Pentru că asta a fost
discuția și la maternitate și aceasta este discuția și pe fiecare spital și UAT pe master plan. Mulțumesc. Întrebări pentru doamna ministru? Am eu o întrebare și doamna ministru. Vreau să întreb domnul senator, a spus că nu e un termen anume, până când trebuie făcută incentivarea? Și dacă... din punctul meu de vedere, vă rog să spuneți și a doua întrebare și pe aia vă răspund. Păi personalul nu va fi... Voi începe cu maternitatea. Acolo sunt 17 medici și niciun medic nu va pleca din secțiile de obstetrică ginecologie, care sunt două la număr. Pentru că, așa cum v-am mai spus, numărul de medici la un pat este de... un medic la 5 paturi, pe de altă parte există și cabinetele din ambulator. Deci medicii nu, vor rămâne pe loc. Este vorba de permutarea a personalului mediu, asistenți medicali, care din punctul meu de vedere este foarte clară. Deci nu vor fi reduceri de personal pentru că nu se reduc paturi. Și medicii și personalul mediu, cadrele, asistenții medicali, sunt normați la număr de paturi. Și atâta vreme cât pe spital nu se reduce numărul de paturi, nu se pune problema. Domnul senator spunea că nu există un termen, există un termen, din punctul meu de vedere, da, îmi permit eu să-l avansez. Deci, din punctul meu de vedere, aceste modificări de structură vor trebui să aibă loc până la aplicarea noului act adițional, noului contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru că finanțarea se face la structură și ca să poți obține o finanțare mai bună, trebuie să mergi pe o structură mai eficientă. Deci toate aceste reconversii, cum ar veni, se fac în sensul majorării veniturilor pe care spitalele pot să le obțină, astfel încât să se susțină. Pentru că, iar îmi permit să mai dau un exemplu, am analizat puțin structura spitalului de pneumofiziologie. Spitalul are în acest moment un procent de cheltuieli de personal din total venituri de 86%. Vă imaginați că rămân foarte puțin bani pentru medicamente, materiale sanitare și există riscul să facă arierate, ceea ce nu este de dorit. Dar în primul rând este de dorit să creștem procentul cheltuielilor cu medicamentele, adică să nu dăm 2%, să dăm 4%, asta înseamnă că tratăm bine pacienții în spital. Și atunci discuția a fost să se reducă numărul de paturi de pneumologie, să se transforme în paturi de recuperare respiratorie, care sunt bine finanțate și aici nu mă poate contrazice domnul director, domnul președinte al Casei de Asigurări de Sănătate și pe de altă parte un număr de paturi să se transforme în paturi de îngrijiri paliative, care de asemenea sunt bine finanțate și la nivelul județului Bacău există doar 90 de paturi, total insuficiente în acest moment. Deci cam asta era ideea. Astfel încât procentul cheltuielilor de personal în total venituri va scădea pentru că vor crește veniturile și vor fi mai mulți bani pentru materiale sanitare, pentru medicamente. Dar numărul de paturi va rămâne același. Sigur, și-au adus pacienții din privat în public ca să demonstreze că sunt eficienți. Vă rog să mă scuzați că sunt atât de directă. Da, este foarte bine, asta ar fi trebuit să fie de la bun început, pentru că până la urmă discutăm despre un spital public, despre angajații spitalului public. Și a fost așa, deci fără să discut cu managerul astăzi, dar a rămas și el surprins că am luat exact... cu cât a crescut numărul de spitalizări de zi, care sunt pacienții care au trecut din privat în public, deci lucrurile au fost foarte clare din punctul meu de vedere. Asta ar fi trebuit să fie de la bun început. Asta e bine că s-a întâmplat așa totuși, mă scuzați. Ce? Nu, v-am spus că nu va fi tăiat niciun pat. Absolut niciun pat. Deci acest, nu, nici vorbă, acest draft, v-am spus, este pe baza unui ordin din 2016. Eu nu vreau să acuz pe nimeni. Până la urmă există o condiționalitate ex ante, trebuia făcut un master plan,
S-au făcut niște analize pe indicatori din 2015, dar știți ce mi se pare mie foarte ciudat? În mod normal, indicatorii se fac pe baza a ceea ce se raportează la Școala Națională de Sănătate Publică. S-a făcut o coroborare. Ce s-a raportat la școală și ce a publicat spitalul pe site, sub semnătură. S-a luat ce a publicat spitalul pe site. Uneori au fost greșiți indicatorii, pentru că, credeți-mă, eu cam 3 luni de zile l-am tot studiat și l-am tot, mi-am făcut și planul meu coroborat cu ce se întâmplă în fiecare regiune. Categoric nu poți lua o decizie în 2019 pe baza unor indicatori din 2015. Mai ales că în 2017, 19 iulie, toate autoritățile locale au semnat că vor îmbunătăți indicatorii. Deci eu am procesele verbale și minutele de ședință. Mă mir că n-au apărut de atunci. V-am spus, am fost în calitate de manager acolo, dar acum ca ministru le-am cerut toate. Deci inclusiv regiunea de nord-est, prin reprezentanții autorităților locale, au semnat că vor îmbunătăți indicatorii. Și acum, surpriză, ne mirăm. Deci, repet, pentru mine reacțiile astea au fost o mare surpriză. Și atunci, în momentul în care eu am cerut câtorva dintre spitale, de exemplu, Județeanul a adus un plan foarte bun, Oneștiu a adus un plan foarte bun, Moineștiu, am cerut celorlalte spitale o revizuire până luni, în 11 martie. În 19 martie, teoretic, ar trebui să fiu la Iași să discut finalul. Nu știu dacă voi fi eu sau va fi domnul secretar, un secretar de stat de la minister, dar decizia este foarte clară. Pe baza indicatorilor din 2018, nu se va tăia niciun pat, nu va pleca niciun om acasă, ci vom eficientiza paturile în sensul în care v-am spus. Deci nu o să avem 25 de paturi de chirurgie într-un spital, o să avem 20 de paturi de chirurgie și 5 paturi de spitalizare de zi pe chirurgie sau pe cardiologie. Adică ce îmi cere populația din zonă. Pe de altă parte, când discutăm, de exemplu, de un oraș, un spital orășenesc, acolo îmi scriau în preambul că deservim 60.000 de oameni. A, nu deserviți 60.000 de oameni, pentru că o parte sunt bolnavi mai grav și merg la alte spitale. Deci trebuie să fim foarte realiști cu ce oferim populației. De fapt, asta e ideea. Nu se va da niciun pat, nu va pleca niciun om acasă, ci pur și simplu eficientizăm. Eu încerc să anticipez acum dezbaterea care se va naște în Bacul. Având în vedere că toți primarii și toți managerii sunt într-un fel sau managerii, toți primarii din UAT-urile cu spitalele care nu vor avea parte de tăieri, dar au lucrat, au pregătit materiale și le vor înainta ministerului și azi și-au completat bagajul informațional, sunt din PSD sau din ALDE, coaliția de guvernare, da, deci Bacău, Onești, Moinești, Buhuș, și auzind, practic, ce ați auzit de la noi cu Comănești, se va naște următoarea dezbatere. Cei din Comănești fiind primarul de la PNL, vezi, doamne, e victimă, încerc să începe ceva, începe să încropească domn primar acolo. Vă spun cu toată responsabilitatea, după discuții la care am asistat și eu, toți ceilalți au venit cu idei, au venit cu propuneri, s-a făcut schimb de cifre, schimb de idei, uneori cifrele nu băteau sau nu înțelegeau cei de aici ce să raporteze, dar anticipez că fiecare va face câte o propunere în regulă de optimizare și eficientizare și atunci sigur că nu vom avea tăieri de 4 pe județul Bacău și cred că așa va fi și pe regiunea Nord-Est. Nu vreau să mă antepronunț pentru că doamna ministru e la începutul unui parcurs. Dar atrag de acum atenția, pe care l-am mai spus și știți foarte bine că orașul Comănești are o, primarul orașului Comănești are o abordare mai tipă enclavă, dacă nu vor înțelege să pună pixul pe hârtie și să intre în niște recomandări pe care ministerul le face tocmai din dorința de a nu se închide spitalul la Comănești, e posibil să asistăm anul acesta la închiderea de la sine a spitalului la Comănești. Nu trebuie să... Dacă nu se trezește la realitate. Sigur că un rol important îl au și DSP-ul și Casa Națională de Sănătate, care vor trebui să controleze exact veridicitatea cifrelor. Eu vreau să vă spun că doamna directoră de la DSP, 2 ani aici, a încurajat crearea acestui balon de săpun de la Comănești. Casa Națională de Sănătate, Casa Județeană de Sănătate trebuie să și ea să-și facă datoria și controlele pe care trebuie să le înceapă în anumite unități. Deci, eu încerc să anticipez poziționarea primarului de Comănești, dar îl anunț și știți bine că nu,
Îl anunț că va avea parte de aceeași reacție pragmatică pe care a avut-o și pe celelalte subiecte cu Consiliul Județean. Când a fost vorba de programele finanțare europeană pentru alimentare cu apă și canal sau pentru deșeuri. Și mai are asemenea acolo. Pe sănătate riscăm să ajungem tot acolo dacă dânsul va avea aceeași abordare, vă spun textual, mergem cu țigara aprinsă pe sub apă. Dacă așa înțelege dânsul, asta înțeles din toată discuția, riscăm să ajungem comuniștii într-o situație fără ieșire. Aș mai adăuga eu. Să știți că eu abordez problemele sănătății din punct de vedere a sănătății și nu politic, pentru că până la urmă tratăm toți pacienții. Am mai scos o situație și ar fi interesant de văzut ca să vedeți cum analizăm lucrurile. Fiecare unitate sanitară, unde a predat pacienții? Adică ce s-a transferat și unde? Spitalul din Comănești a transferat în 2018 462 de pacienți la Spitalul din Moinești și 350 la Spitalul din Bacău. Spitalul din Moinești a transferat la Bacău 452 de pacienți. Deci este pe toate spitalele, pentru că am vrut să vedem exact, am scos și patologia transferată. Deci, din 450 de pacienți, câți au fost pe medicină internă? Câți au fost pe chirurgie? Tocmai pentru a putea vedea ce se întâmplă în zonă. Tot la Comănești. Au balneofizioterapie, au 10 paturi și 362 indicele de utilizare, deci aproape de 365 față de 320 ideal. Asta înseamnă un pic de promiscuitate. Și am zis, dar de ce nu măriți numărul de paturi la balneofizioterapie? Că uitați, e nevoie. A, nu avem medic. Avem unul singur cu contract de prestări și iese la pensie și nu va mai veni. Dar e nevoie de asta în zonă. Păi atunci hai să ne concentrăm, să găsim medic și putem nu să avem 120 de paturi. Ministerul pentru așa ceva mai dă încă 20 de paturi în plus din rezerva națională, dacă este cazul. Dar e mare rezervă la neurologie, unde are un indice de utilizare de 47%. Deci, la modul ăsta am discutat. Asta așteptam. Să vină spitalul, să spun, uite, în zona noastră asta este nevoie. La Onești, mi-a plăcut foarte mult abordarea doamnei manager, care mi-a spus, știți, numărul accidentelor vasculare este în creștere. Da, e adevărat, e o tendință la nivel național, european, cum doriți. Deci am avea nevoie de paturi de recuperare neurologică. Deci avem un indice de utilizare scăzut la ORL și oftalmologie. Deci vom lua 5 paturi de acolo, 3 paturi de dincolo și le vom transforma în recuperare neurologică. Ceea ce mi se pare extraordinar. Deci au venit cu lecțiile foarte bine făcute. Buhușul la fel. Deci toți au înțeles exact ceea ce se dorește, pentru că ideea este de a maximiza veniturile, exact ce vă spuneam, de a nu plăti doar salarii din ceea ce încasăm de la Casa de Asigurări de Sănătate. Pe de altă parte, Direcția de Sănătate Publică, Casa de Asigurări, au un rol extraordinar de important, pentru că Direcția de Sănătate Publică propune înființarea sau modificarea de structură a unui spital, iar Casa de Asigurări de Sănătate trebuie să financeze. Cum vă explicați că Direcția de Sănătate Publică a propus aprobarea a 71 de rezidenți într-un spital, pardon, 40, că sunt 16 care lucrează efectiv, pe niște specialități care nu există, vă rog să mă scuzați. Deci mie nu mi-a venit să cred. De anul acesta, propunerile de investiții pentru spitale trec pe la Direcțiile de Sănătate Publică, pentru că și asta am discutat, am analizat. Un spital, nu îi dau nume de data asta, cere videolaringoscop și RMN. Păi, să ai videolaringoscop, ai nevoie într-adevăr și de RMN, ai nevoie de niște costuri foarte mari de întreținere, pe care tu ca spital orășenesc nu ți le poți permite. Iar uzanțele spun că este necesar un RMN la 500.000 de oameni. Deci, DSP-ul trebuie să fie în măsură să coroboreze aceste chestiuni. Adică să nu dăm bani pentru o aparatură medicală pe care o ținem în cutii, cum am mai găsit. Noi am făcut multe controle în țară, sunt și cu șeful corpului de control aici. Nu le-am făcut pe toate publice pentru că de multe ori nu mi-a venit să cred. Să ții un aparat 3 ani în cutie, să treci pe lângă cutie, să nu știi că există în cutie, în spitalul tău. De aceea, toate investițiile care s-au făcut începând de anul trecut de către Ministerul Sănătății prin bani de la bugetul de stat, filele de buget au mers direct la corpul de control, adică în paralel și la corpul de control, care verifică modul în care s-au achiziționat și în care funcționează. Sau îmi cere tot un spital, nu din Bacău de data asta,
un aparat pentru secția de ortopedie, dar ei n-au medic ortoped. O să angajăm. Deci, aceste anomalii vrem să le evităm, adică să dăm exact ceea ce trebuie și unde trebuie. Nu o să mă apuc să discut de bugetul de investiții, care, de altfel, am mai declarat, a crescut foarte mult anul acesta și pentru Bacău avem în vedere un program investițional generos pe care o să-l prezentăm data viitoare, da? Ca să nu le lungim foarte mult. Dar asta aș vrea să înțeleg, dincolo de disputele politice, care probabil vor mai exista și există, vă rog să înțelegeți că discutăm despre sănătate și atât. De aceea am ales să vin, să explic, să discut cu fiecare spital în parte, să discut cu dumneavoastră, să înțelegeți exact ce dorim să facem. Nu plădesc pentru a prezenta lista de investiții, pentru că nu vreau ca din această dezbatere extrem de așezată să se înțeleagă că, uite, domnul a venit și aruncă praful meu cu niște investiții ca să acopere, de fapt, tăieri de pat. Nu tăiem pat. Nu. Vechile tăieri de pat, poftim. Vă rog. Și de asta vreau să discutăm doar asta. Nu investiții, că știu ce știre va ieși. Au venit să arunce praful meu cu niște investiții, dar, de fapt, tăiere, nu știu cum. În județul Bacul, anticipez că nu va fi vorba de nicio tăiere de paturi în toate spitalele, ci de o reorientare a lor, cu excepția Comăneștului, care, dacă nu se trezește la realitate, sigur că va avea probleme. V-am dat 4 cifre și insist să vi le dau în continuare. 114 paturi are Spitalul Comănești cu 70 de medici, 1400 are Spitalul Județean cu 240 de medici. Nu vă spălați. E vorba de puțină de risipă pe bani publici. Și asta o să o spunem foarte respectat, domnul Miron, știți că aici am doctorat. Doamna ministru l-a cunoscut astăzi pentru a doua oară, cred că pe domnul primar, dar are eu cred că a înțeles astăzi. Eu mai sunt mai sceptic cu speranțele, nu cred că a înțeles, dar rămâne de văzut. Cine are dreptate, din păcate, cu dânsul întotdeauna am avut dreptate. Doamna ministru, e spitalul principal în Bacău pe care o cunoașteți foarte bine. Așa este. Ceva din punct de vedere al ministerului. Ministerul Sănătății a făcut toate demersurile. Ne-am împotmolit și am să o spun eu, domnule senator, la Ministerul Justiției. S-a discutat și astăzi, am discutat-o foarte clar, încercăm să găsim sintagme care să satisfacă Ministerul Justiției, dar este foarte important că investițiile merg în continuare. Deci, până la urmă, cred că o să găsim o formulă juridică pe care o discutăm de un an de zile, am pus-o în 10 milioane de părți. Acum, este foarte greu să spui grea moștenire, dar vreau să vă spun că modul în care s-a înființat acel spital municipal, sunt niște hotărâri de guvern care se bat cap în cap cu legislația din vremea respectivă și noi încercăm acum să le dăm de cap. Investițiile merg în continuare, e un HG care finanțează, vom găsi formula juridică, deși am promis anul trecut că vom face foarte repede, eu m-am ținut de cuvânt, deci de la ministerul meu a plecat în 10 zile, cred, și încă stăm la justiție. Co-inițiatori Mederapu și Ministerul Sănătății, aviz de la finanțe la justiție pe două pagini. Sincer, nu cred că înțelegeți nici dumneavoastră dacă citiți acel document. Aici suntem blocați, pentru că noi am mers pe o complementarizare a celor două unități spitalice, așa cum este normal și firesc. Sperăm să depășim Ministerul Justiției. E o întreagă dezbatere, dar investițiile merg, asta e important. În asta. Am înțeles că este în etapa de de lansarea licitației pentru, așteaptă bugetul, lansarea licitației pentru restul de proiectat. Restul de proiectat, atenție. Cu aceea ne puteți spune câteva cuvinte despre conceptul a doua opinie? Există diferențe, nu există metodologie de aplicare. Care este la acest moment posibilitatea unui pacient care vrea da, aveți dreptate. Conceptul este definit, dar nu există încă metodologia de aplicare. Odată cu noul contract pe care spitalele îl vor semna și medicii de familie cu Casa de Asigurări de Sănătate, vom defini prin norme și acest concept de a doua opinie, pentru că el este definit în lege, dar încă e greu de aplicat. La acest moment singura variantă rămâne privată. Așa este, dar și acolo există o discuție, pentru că există o discuție legată de modalități, de decontări, de... Deci, e clar, îl vom defini odată cu nou contract și noile norme. Există cumva la Minister, o statistică la câți medici au fost agresați în unități în ultimul an, să spunem?
Nu avem această statistică la Ministerul Sănătății. Știți, există spitale în subordinea autorităților locale, în subordinea Ministerului Sănătății. N-a devenit un fenomen de atât de mare amploare încât să ne intereseze o statistică aparte. Dacă vorbim de agresiunea fizică, agresiuni verbale sunt de ambele părți, din păcate. Plecând la cazul de la Brăila, s-a discutat la Minister, nu știu, poate cumva măsuri ca să îmbunătățească securitatea medicului în unitatea medicală? Există acte normative care reglementează acest lucru. Măsuri suplimentare, nu, din păcate, nu avem în acest moment, dar nici nu cred că este cazul, pentru că până la urmă există o legislație care reglementează, ar însemna să ne suprapunem peste. Dar e trist că se întâmplă așa. E foarte trist. Situația de la Neagră, puteți spune vorba de câteva cuvinte, 5 medici au fost reținuți în 7. Din păcate, e o situație nu tocmai fericită, și spun că nu este fericită din punct de vedere a ceea ce s-a întâmplat acolo, dar pe de altă parte avem și pacienții. Eu de aici merg la Neamț și voi vedea exact care e situația, dacă mai există linii de gardă, dacă... Deci nu pot să vă spun acum exact, pentru că voi merge acolo și voi vedea exact ce s-a întâmplat. Dar nu este o situație fericită și ar trebui să fie un semnal de alarmă. Unul dintre medici este cercetat acum pentru aceeași gen de infracțiune pentru care a fost condamnat. Din punctul meu de vedere, n-ar fi trebuit să fie reîncadrat în spital. Legat de cazul medicului agresat din Galați, cum este posibil să se întâmple așa ceva? Cum mai sunt medici în siguranță? Nu te vă spune? Deci exact ceea ce vă spuneam, există legislație, important este să o aplicăm, dar sunt situații în care se întâmplă. Este foarte trist că se întâmplă lucrurile acestea și cred că s-a ajuns la o nervozitate absolut exagerată, atât din partea pacienților, cât și din partea personalului medical uneori. Eu vreau să vă spun ce am spus și când am intrat în această sală. Eu nu închid spitale. Eu, nici ministerul, nici ministru, nu poate să închidă un spital. Nu poate. Nu se modifică nimic. Nu, nu. Domnul senator a vrut să vă spună ceea ce v-am spus și eu de la bun început. Un spital este un spital corespunzător atâta vreme cât asigură pacienților medicamente, materiale, asigură personalul care să-i acorde îngrijirea necesară. În momentul în care tu te încăpățânezi să ții o structură cu un număr de paturi care nu-ți vor fi ocupate de pacienți, nu o să ai serviciile medicale pe care Casa de Asigurări de Sănătate să ți le deconteze. Deci nu-ți vei încasa banii. Conform legii, sigur că da. Deci ministrul și ministerul nu au nici abilitatea, nici capacitatea de a închide spitale. Vă rog să rețineți asta. Eu nu pot să închid un spital, clar. Ba da, are dreptate. Deci întrebarea este bună. Deci dacă domnul primar și doamna manager nu înțeleg că trebuie să acționeze în sensul rentabilizării structurii, astfel încât serviciile medicale să fie finanțate de către casă, atunci oamenii, nemai având medicamente, nemai având condiții, nu vor mai merge la spital, nu o să mai aibă pacienți. Medicul, dacă nu va fi plătit, pentru că dacă n-ai încasat serviciul medical, nu poți să plătești personalul, nu va mai merge la spital și se va închide de la sine. Asta vrea să spună domnul senator. Asta era ideea. Decontează și semnează conform legii. Servicii medicale. Păi dacă tu ai 25 de paturi de chirurgie și ți s-o ocupate 5 zile din 30, vă rog să mă scuzați, ce să mai finanțeze casa? Păi, credeți-mă, eu am încredere în cei de acolo, pentru că în momentul în care te duci la spital și vezi că nu-ți dă nimic, nici medicamente, nici că n-ai oameni, n-ai personal care să te îngrijească, cu siguranță te duci la spital și oamenii vor înțelege că nu-i vina nici a ministrului, nici a ministerului. Sau omul, dacă are nevoie să meargă la cardiologie, dar nu are paturi de cardiologie, atunci normal că nu se mai duce în Comănești, vine în Bacău sau la spital. Deci ideea este să te adaptezi ca structură nevoilor din zonă.
Asta era ideea. Și repet, ministrul nu poate să închidă spital. Va fi o poveste încălcită la Comănești, dar... Eu cred că după discuția de astăzi, am discutat și cu doamna manager foarte aplicat. Spre surprinderea mea, noțiunile de bază cam lipseau vis-a-vis de indicatori și vă spun foarte sincer, eu mă enervez foarte rar, dar astăzi am reușit. Am rămas surprinsă, pentru că totuși ai în mâna ta destinele a câtorva zeci de angajați de care răspunzi. Ai destinele unor pacienți și tu nu știi care e durata optimă de spitalizare, după care trebuie să faci niște calcule. Asta, vă spun sincer, nu mi-a plăcut deloc. Maxim 2 luni. Păi, dacă vor să aibă un contract bun cu casa de asigurări, să aibă venituri, deci din punctul meu de vedere pot să rămână și așa. Deci n-am absolut nicio problemă. Pot să rămână liniștiți așa. Dar dacă nu ai pacienți, n-ai serviciu medical asigurat, cum mai încasezi să-ți plătești tu salariile și toate celelalte? Deci asta era ideea. Și până la urmă, vă spun sincer, interesul meu nu este să închid, să reduc paturi. Nu este interesul meu ăsta, în niciun caz. Pentru că... Acum dau din casă, pot să dau din casă. Să știți că am negociat și am insistat foarte mult să ne mențim. Odată la 3 ani de zile, Ministerul Sănătății aprobă prin hotărâre de guvern Planul Național de Paturi. Am aprobat același număr de paturi. Dacă aveam alte intenții, spuneam, știți, Comisia Europeană, FMI-ul, găseam motive. Nu. Pur și simplu lua analiză la nivelul țării, până când se construiesc spitale noi, până când avem spitale regionale, până când avem alte structuri medicale, din punctul meu de vedere nu este cazul să se reducă nimic. Și dovada că nu mint este acel plan național de paturi pe care, acel număr de paturi pe care l-am păstrat identic. În două săptămâni, propunerea de HG. Ce intenții are Comănești, eu sunt sceptic, peste două săptămâni nu am sceptic din ea că nu sunt tăiat de paturi în județul Bacău. Doamna ministru, nu, e optimistă cu Comănești, vedem, rămâne de văzut. Eu dacă nu mă duc acolo, totuși sunt oameni care... Să nu mă credem de idiot, că îmi doresc închiderea unui spital în județul Bacău. Dar nici nu pot să nu recunosc niște evidențe. Cifre, statistici. Dacă nu le recunosc, înseamnă că sunt populist. Știu că domnul primar se va victimiza, că îl lichidăm, că nu știu ce îi facem. Sunt pregătit pentru această dezbatere pe Comănești, așa cum mă știți pe Comănești. Cred că vă amintiți că veneau americanii să investească în alimentare cu apă și canalizare și astăzi Comăneștiul, din punct de vedere a investițiilor în alimentare cu apă și canalizare, arată cel mai rău din județ, că au venit fonduri europene în rest. Pe deșeuri spunea că le duce la Miercurea Ciuc. Nici acum nu sunt la Miercurea Ciuc, că sunt spate la pensiunea Șoim. Deci, până la urmă, mai devreme sau mai târziu, mi-am spus și astăzi când a ieșit din birou, dacă nu se trezește la realitate, vor avea în cele din urmă de suferit tot cetățenii Comăneștiului, pacienții. Chiar dacă dânsul peste 5-6 ani când se vor plăti penalități și amenzi, va plimba nepoțelul prin parc. Comunitatea va avea de suferit. Domnul ministru, la Institutul Marisa asta au fost de 2 ori mai multe decesare decât cele raportate. Decese la ce? Din care secție? Vă referiți la problemele legate de infecțiile asociate actului medical? Ok. Deci dați-mi voie să vă contrazic. Eu cred că raportările la Marius Nasta au fost corecte. Raportările pe care Marius Nasta le-a prezentat în presă au fost legate de focarul de acinetobacter, care, mă rog, a început să fie investigat de Direcția de Sănătate Publică din 9 februarie. Cel puțin așa mi s-a transmis. Pe de altă parte, s-a cerut o statistică legată de totalitatea infecțiilor, nu neapărat legându-ne de acinetobacter, ci și de celelalte tipuri de infecții pe care le aveau pacienții din secția de anestezie, terapie intensivă. Deci nu este vorba de o reavoință sau o raportare eronată. Discuțiile în media au pornit de la acel focar de acinetobacter din 9 februarie. Dar, știți, discutăm despre infecții. Anul trecut, numărul infecțiilor aproape s-a dublat în România.
Eu m-am bucurat, pentru că asta înseamnă că am început să le raportăm. În data, săptămâna trecută, vineri, a avut loc în cadrul președinției o conferință exact pe această temă, rezistența la antibiotice și infecțiile asociate actului medical. Să știți că toată Europa și chiar lumea se confruntă cu acest lucru. Au fost specialiști de la Organizația Mondială a Sănătății, de la Centrul European de Control a Bolilor, de la Comisia Europeană, și se discuta în contextul în care Organizația Mondială a Sănătății a lansat conceptul One Health Approach. E timpul să acționăm acum. Adică este vorba de implementarea planurilor naționale de acțiune privind rezistența la antimicrobiene și infecțiile asociate asistenței medicale și o serie de măsuri pe care fiecare stat trebuie să le ia. Și nu numai de către Ministerul Sănătății, vorbim aici despre agricultură și despre mediu. România a făcut deja primii pași. Anul trecut s-a înființat acel comitet interministerial care va elabora strategia și planul național de acțiune. Au avut loc primele întâlniri. Pe de altă parte, noi am elaborat o serie de acte normative. Unul este în transparență decizională privind siguranța pacientului în secțiile de anestezie terapie intensivă. Altele sunt deja adoptate. Dar este important că începem să le raportăm și să recunoaștem că, într-adevăr, avem o problemă. Și eu vă mulțumesc. Vă rog repede, că mai încep eu acțiune aici. Și eu trebuie să plec la neamț. Să plece și doamna ministru. Tot legat de medicul agresat din Galați, care a fost cea mai aspră pedapsă pe care a primit-o un agresor de medic, din ce știți dumneavoastră, din existența agresiunilor asupra medicilor? Eu știu că a fost și condamnări penale. Asta știu și cred că chiar anul trecut am avut o condamnare penală legată de aceste aspecte. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc și eu vreau să mai rămâne 10 minute. Mai urmează un eveniment ocazionat de o investiție importantă pe PNDL. Doamna ministru, să iasă cu cei responsabili de sănătate, dintre cei care... E o investiție destul de importantă. Știu că mediul rural nu e în... La revedere!